Curs de miracole de Kenneth Wapnick, capitolul 30, noul început, introducere. Programul cursului se concentrează acum asupra noului început. Obiectivul este clar, dar ai acum nevoie de metode concrete pentru a-l atinge. Viteza cu care poate fi atins depinde de un singur lucru. Să fii dispus să exersezi fiecare pas. Fiecare dintre ei te va ajuta câte puțin, de fiecare dată când încerci să îl faci. Și toți pașii la un loc te vor conduce de la vise de judecată la vise de iertare și te vor scoate din durere și frică. Ei nu sunt o noutate pentru tine, dar îți sunt deocamdată mai mult niște idei decât niște reguli de gândire. Așa că trebuie să îi exersăm un pic până devin regulile după care trăiești. Căutăm acum să facem din ele niște deprinderi, ca să le ai la dispoziție în caz de nevoie. Partea 1. Reguli pentru luarea deciziilor. 1. Deciziile sunt continue, nu știi întotdeauna când le iei, dar exersând puțin cu cele pe care le recunoști, începe să se formeze o dispoziție care te va ajuta și în privința celorlalte. Nu este înțeles să te lași preocupat de fiecare pas pe care îl faci. Dispoziția potrivită, adoptată conștient de fiecare dată când te trezești, te va ajuta să înaintezi bine. Iar dacă simți o împotrivire viguroasă și un interes slăbuț, precis că nu ești gata. Nu te lupta cu tine, gândește-te în schimb. Ce fel de zi îți dorești și spune-ți că există un mod în care ziua de astăzi se va derula chiar așa. Apoi încearcă din nou să ai ziua pe care o vrei. 2. Punctul de plecare este următorul. Astăzi nu voi lua decizii de unul singur. Înseamnă că optezi să nu fii cel care judecă ce trebuie să faci, dar trebuie să însemne deopotrivă că nu vei judeca situațiile în care ți se va cere să reacționezi, căci dacă le judeci, ai stabilit după ce reguli să reacționezi la ele și atunci un alt răspuns nu poate să producă decât confuzie, incertitudine și frică. 3. Iată cea mai mare problemă pe care o ai acum. Mereu iei decizii și numai după aceea te decizi să întrebi ce să faci, iar ce auzi poate să nu rezolve problema așa cum ai văzut-o mai întâi. Așa ajungi să te temi că ce auzi contrazice ce percepi, așa că te simți atacat și te înfurii prin urmare. Există reguli după care așa ceva nu se va întâmpla, dar are loc la început cât înveți cum să auzi. 4. Pe tot parcursul zilei, de câte ori îți aduci aminte și ai la dispoziție un moment liniștit de reflecție, repetă-ți ce fel de zi îți dorești, ce vrei să simți, ce vrei să ți se întâmple și prin ce vrei să treci și spuneți, dacă nu iau decizii de unul singur, mi se va da tocmai ziua aceasta. Aceste două metode, exersate bine, te vor ajuta să te lași îndrumat fără frică, pentru că nu va apărea mai întâi nicio împotrivire care să devină mai apoi o problemă în sine. 5. Vor mai fi însă ocazii în care ai judeca deja. În aceste cazuri, răspunsul va provoca un atac. Dacă nu îți îndrepți rapid mintea să dorească un răspuns viabil, poți să fii sigur că s-a întâmplat așa dacă nu te simți dispus să stai și să ceri să ți se răspundă. Înseamnă că ai decis de unul singur și nu poți să vezi întrebarea. Acum ai nevoie de un întăritor rapid înainte de a întreba din nou. 6. Amintește-ți încă o dată ziua pe care o vrei și recunoaște că s-a petrecut ceva care nu face parte din ea. Iar apoi dă-ți seama că ai pus o întrebare de unul singur și că ai stabilit un răspuns în termenii tăi. Apoi spuneți, nu am nicio întrebare, am uitat ce să decid. Așa anulezi termenii pe care i-ai stabilit și lași răspunsul să ți se arate care trebuie să fi fost întrebarea. 7. Încearcă să aplici această regulă fără întârziere în ciuda împotrivirii tale, căci te-ai și înfuriat, iar frica ta că ți se va răspunde altfel de cum sună întrebarea în versiunea ta se va încinge. Până crezi că ziua pe care o vrei este una în care primești răspunsul tău la întrebarea ta și nu îl vei primi căci ți-ar ruina ziua lipsindu-te tocmai de ceea ce îți dorești cu adevărat.
Lucrul acesta poate fi foarte greu de sesizat odată ce ai decis de unul singur ce reguli îți povestesc o zi fericită. Dar și decizia aceasta poate fi desfăcută prin metode simple pe care le poți accepta. 8. Dacă ești chiar atât de refractar să primești, încât nici măcar nu te poți rupe de întrebarea ta, poți începe să te răzgândești în felul următor. Cel puțin pot să decid că nu îmi place cum mă simt acum. Atât măcar îți este evident și îți netezește calea pentru următorul pas ușor. 9. Odată ce ai decis că nu îți place cum te simți, ce poate fi mai ușor de adăugat decât? Și sper de aceea că nu am avut dreptate. Aceasta acționează împotriva senzației de împotrivire și îți amintește că ajutorul nu este ceva ce ți se impune cu deasila, ci ceva ce vrei și de care ai nevoie pentru că nu îți place cum te simți. Această mică întredeschidere va fi de ajuns să te lase să înaintezi cu acei câțiva pași suplimentari de care ai nevoie pentru a te lăsa ajutat. 10. Ai ajuns acum la un punct de cotitură că ți-ai dat seama că vei avea de câștigat dacă ce ai decis tu nu va să fie să fie. Până nu ajungi la acest punct, vei crede că pentru a fi fericit trebuie să ai dreptate. Dar ai acum măcar atâta judecată să vezi că ar fi mai bine pentru tine dacă nu ai avea dreptate. 11. Acest mic grăunde de înțelepciune va fi suficient să te ducă mai departe. Nu ești constrâns, ci doar sper să capeți un lucru pe care îl vrei și poți să spui cu toată sinceritatea. Vreau un alt mod de a vedea ce văd acum. Acum te-ai răzgândit în privința zilei și ți-ai amintit ce vrei de fapt. Scopul ei nu a mai fost umbrit de convingerea dementă că o vrei pentru a avea dreptate când nu ai. Așa ajungi să conștientizezi că ești gata să întrebi, căci nu poți fi în conflict când ceri ce vrei și vezi că nu cer altceva. Acest ultim pas nu este decât admiterea faptului că nu te împotrivești să fii ajutat. Este afirmația unei minți deschise, încă nesigure, dar dispuse să îi se arate. Poate că există un alt mod de a vedea ce văd acum, ce pot să pierd dacă întreb. Acum poți să pui o întrebare care are sens, așa că și răspunsul va avea sens. Și nu îi te vei împotrivi, căci vezi că tu ești cel pe care îl va ajuta. 13. Precis îți este clar că îți este mai lesne să ai o zi fericită dacă nu lași nefericirea să pătrundă. Dar pentru asta trebuie să exersezi regulile care te vor feri de ravagiile fricii. Odată dobândit acest antrenament, jalnicul vis de judecată se va desface pentru totdeauna. Dar între timp ai nevoie să exersezi regulile desfacerii lui. Să reexaminăm așadar prima dintre deciziile prezentate aici. Am spus că poți începe o zi fericită cu hotărârea de a nu lua decizii de unul singur. Pare o adevărată decizie în sine. Totuși nu poți lua decizii de unul singur. În realitate, singura întrebare este cu ce alegi să le iei. Asta este tot, așa că prima regulă nu este o constrângere, ci simpla enunțare a unui simplu fapt. Nu voi lua decizii de unul singur, indiferent ce decizi. Căci sunt luate cu idoli sau cu Dumnezeu și cer ajutor de la Antichrist sau de la Hristos, iar cel pe care îl alegi se va uni cu tine și îți va spune ce să faci. 15. Ziua ta nu este la întâmplare. Este stabilită de cel cu care alegi să o trăiești și de felul în care îți percepe fericirea prietenul la cărui povață ai căutat-o. Tu ceri întotdeauna sfaturi înainte de a putea decide ceva. Înțelege acest lucru și vei putea să vezi că nu poate fi vorba aici nici de constrângeri, nici de motive să te împotrivești, că poți fi liber. Nu ai cum să te eliberezi de ce trebuie să se întâmple, iar dacă crezi că ai cum, precis nu ai dreptate. 16. Regula a doua nu este decât un fapt, căci tu și sfătuitorul tău trebuie să cădeți de acord în legătură cu ce vreți înainte de a putea să se producă.
Tocmai acest acord permite să se întâmple toate. Nimic nu se poate produce fără o oarecare formă de întrunire, fie că este un vis de judecată, fie vocea pentru Dumnezeu. Deciziile produc rezultate pentru că nu sunt luate izolat, sunt luate de tine și de sfătuitorul tău, pentru tine și lumea totodată. Ziua pe care o vrei, o oferi lumii, căci va fi ce ai cerut și va întări regula sfătuitorului tău în lume, a cui împărăție este lumea ta de azi, ce fel de zi vei decide să ai. 17. Nu este nevoie decât de doi care să vrea să aibă poate azi parte, astăzi de fericire, să îi se promită lumii întregi. Nu este nevoie decât de doi care să înțeleagă că nu pot decide singuri, să li se garanteze că bucuria pe care au cerut-o va fi pe deplin împărtășită. Căci au înțeles legea fundamentală care face decizia puternică și îi dă toate efectele pe care le va avea vreodată. Nu este nevoie decât de doi. Aceștia doi sunt uniți înainte de a putea exista o decizie. Acesta să fie singurul rapel pe care îl ții minte și vei avea ziua pe care o vrei și pe care, având-o tu însuți, o vei da lumii. Prin decizia de a avea parte de o zi fericită, ți-ai ridicat judecata pronunțată asupra lumii. Și după cum ai primit, trebuie să și dai. Partea a doua, libertatea voinței. 1. Nu înțelegi că a te împotrivi Spiritului Sfânt înseamnă a te lupta cu tine? El îți spune doar voia ta, el vorbește pentru tine. În divinitatea lui este doar a ta. Și tot ce cunoaște el este doar cunoașterea ta, păstrată pentru tine ca să poți face voia ta prin el. Dumnezeu cere să faci voia ta. El se unește cu tine, nu și-a înălțat singur împărăția. Și cerul însuși nu reprezintă decât voia ta, unde tot ce s-a creat este pentru tine. Niciun dicăr de viață nu a fost creat decât cu asentimentul tău voios, după cum vrei să fie. Și nici gând pe care l-a avut vreodată Dumnezeu nu ți-a așteptat decât binecuvântarea să se nască. Dumnezeu nu ți este dușman și nu îți cere decât să te audă că îi spui prieten. 2. Cât de minunat este să îți faci voia. Căci tocmai asta este libertatea. Nu există altceva care să se cheme vreodată cu numele libertății. Dacă nu îți faci voia, nu ești liber. Și-ar lăsa Dumnezeu fiul fără ce și-a ales? Dumnezeu s-a asigurat că nu îți vei pierde niciodată voia. Căci ți-a dat răspunsul lui perfect. Ascultă-l acum să ți se aducă aminte de iubirea lui și să îți înveți voia. Dumnezeu nu vrea ca fiul lui să devină prizonierul unor lucruri pe care nu și le dorește. El îți voiește libertatea cot la cot cu tine. Iar a-i te împotrivi înseamnă a face o alegere împotriva ta și a alege să fii încătușat. 3. Privește-ți încă o dată dușmanul, cel pe care ai ales să îl urăști în loc să îl iubești, căci așa s-a născut ura în lume și tot așa s-a stabilit în ea domnia fricii. Ascultă acum cum îți vorbește Dumnezeu prin cel ce este vocea lui și a ta deopotrivă, amintindu-ți că nu este voia ta să urăști și să fii prizonierul fricii, robul morții, o făptură mică cu o viață mică. Voia ta este neîncătușată, nu este încătușată. Nu este voia ta să fie încătușată. Ce stă în tine s-a unit cu Dumnezeu însuși la nașterea întregii creații. Adu-ți aminte de cel care te-a creat pe tine și prin voia ta a creat totul. Nu există lucru creat care să nu îți aducă mulțumiri, căci s-a născut prin voia ta. Nu există lumină în cer care să nu strălucească numai pentru tine, căci s-a stabilit în cer prin voia ta. 4. Ce motiv ai să te înfurii într-o lume care îți așteaptă pur și simplu binecuvântarea ca să fie liberă? Dacă ai fi prizonier, Dumnezeu însuși nu ar putea să fie liber. Căci ce îi se face celui pe care Dumnezeu îl iubește într-atât, îi se face lui Dumnezeu însuși. Să nu crezi că voiește să te încătușeze tocmai cel ce te-a făcut co-creator al Universului odată cu el. El vrea să îți țină voia de-a pururi nelimitată. Lumea aceasta așteaptă libertatea pe care i-o vei da când vei recunoaște că ești liber. Dar nu vei ierta lumea până nu îl vei ierta pe cel ce ți-a dat voia ta.
căci tocmai prin voia ta îi se dă lumii libertate și nu poți să fii liber separat de cel a cărui voie sfântă o împărtășești. 5. Dumnezeu ție îți cere să mântuiești lumea, căci prin propria ta mântuire se vindecă și ea și nu este nimeni pe pământ care să nu depindă de decizia ta, ca să învețe că moartea nu are putere asupra lui, căci îți împărtășește libertatea după cum îți împărtășește și voia. Este voia ta să îl vindeci și pentru că ai decis cu el, este vindecat. Iar Dumnezeu este iertat acum, căci ai ales să îți vezi fratele ca prieten. Partea a treia, dincolo de toți idolii. 1. Idolii sunt cât se poate de concreți, dar voia ta este universală fiind nelimitată, așa că nu are formă și nici nu se mulțumește cu exprimarea ei prin formă. Idolii sunt limite, sunt convingerea că există forme care vor aduce fericire și că prin limitare se dobândește totul. Este ca și cum ai spune: nu am nevoie de tot, vreau lucrul acesta mic, care va fi cu totul pentru mine. Și nu va izbuti să te satisfacă pentru că voia ta este să ai parte de tot. Decide în favoarea idolilor și cer să fii în pierdere. Decide în favoarea adevărului și ai parte de tot. 2. Nu formă cauți. Ce formă poate substitui iubirea lui Dumnezeu Tatăl? Ce formă poate lua locul întregii iubiri în divinitatea lui Dumnezeu Fiul? Ce idol poate face doi din ce este unul? Și poate nelimitatul să fie limitat. Nu vrei un idol. Nu este voia ta să ai așa ceva, nu îți va acorda darul pe care îl cauți. Când decizi ce formă trebuie să ia lucrul pe care îl vrei, pierzi înțelegerea rostului pe care îl are. Așa că îți vezi voia în idol, reducând-o astfel la o formă concretă. Dar asta nu poate să fie voia ta, căci ce s-a făcut părtaș la toată creația nu se poate mulțumi cu idei mărunte și lucruri infime. 3. În spatele căutării fiecărui idol stă dorul de a fi complet. Întregimea nu are formă pentru că este nelimitată să cauți un om special sau un lucru special. Ca să ți-l alipești spre a te întregi nu poate să însemne decât că ești convins că îți lipsește o anumită formă și că prin găsirea ei vei atinge întregirea într-o formă care îți place. Iată la ce îți servește un idol, la a nu privi dincolo de el sursa convingerii că ești incomplet. Și ai putea să fii așa numai dacă ai fi păcătuit, căci păcatul este ideea că ești singur și desprins de ce este întreg, așa că ar fi necesar să se întreprindă căutarea întregimii dincolo de granițele limitelor puse asupra ta. 4. Nu idolul reprezintă ceea ce vrei, dar ce crezi că îți oferă, vrei și ai dreptul să și ceri. Și nu este posibil să ți se refuze. Voia ta de a fi complet nu este decât voia lui Dumnezeu și îți este dată prin faptul că este a lui. Dumnezeu nu știe de formă și nu îți poate răspunde prin ceva lipsit de înțeles. Iar voia ta nu se poate mulțumi cu forme goale, făcute doar pentru a umple un gol ce nu există. Nu asta vrei. Creația nu dă puterea de a-L complini pe Fiul lui Dumnezeu niciunei persoane separate și niciunui lucru separat. La ce idol se poate recurge pentru a-i da Fiului lui Dumnezeu ce are deja? 5. Complinirea este funcția Fiului lui Dumnezeu. El nu este nevoit să o caute. Dincolo de toți idolii stă sfânta lui voie de a fi doar ce este, căci a fi mai mult decât întreg nu are noimă. Dacă s-ar petrece vreo schimbare în el, dacă s-ar putea reduce la vreo formă și limita la ce nu este în el, nu ar fi cum l-a creat Dumnezeu. De ce idol poate avea nevoie pentru a fi el însuși, căci poate oare să se lepede de o parte a lui? Ce nu este întreg nu poate întregi. Dar ce cer cu adevărat nu ți se poate refuza. Voia ți s-a împlinit. Nu în vreo formă care nu te-ar mulțumi, ci în întregul și pe de-întregul minunatul gând de tine pe care îl are Dumnezeu. 6. Nimic din ce nu cunoaște El nu există, iar ce cunoaște El există de-a pururi, fără schimbare, căci gândurile țin cât ține mintea cel a gândit, iar în mintea lui Dumnezeu nu există sfârșit, nici timp în care gândurile lui să fi lipsit sau să fi putut suferi vreo schimbare.
Gândurile nu se nasc și nu pot muri. Ele împărtășesc atributele creatorului lor și nu au o viață separată de a lui. Gândurile pe care le gândești sunt în mintea ta, așa cum ești și tu în mintea ce te-a gândit. Așa că nu sunt părți separate în ce există în mintea lui Dumnezeu. Ea este de-a purul una, veșnic unită și în pace. 7. Gândurile par să vină și să treacă, dar asta nu înseamnă decât că uneori ești conștient de ele, iar alteori nu. Un gând neamintit renaște pentru tine când îl reconștientizezi, dar nu a murit când l-ai uitat, a existat mereu, dar nu ai fost conștient de el. Gândul de tine pe care îl are Dumnezeu rămâne total neschimbat de faptul că l-ai uitat. Va fi mereu exact cum a fost înainte de clipa în care l-ai uitat și va fi exact același când ți-l va aminti și este același în intervalul de timp în care l-ai uitat. 8. Gândurile lui Dumnezeu sunt cu mult mai presus de orice schimbare și strălucesc de apururi. Nu așteaptă să se nască, ci să fie binevenite și amintite. Gândul de tine pe care îl are Dumnezeu este ca o stea neschimbat pe un firmament veșnic. Este pusă atât de sus în cer încât cei din afara cerului nu știu că există, dar ea va străluci neclintită, albă și minunată prin toată veșnicia. Nu a fost moment în care să nu fie existat, nici clipă în care lumina ei să fi fost mai pală sau mai puțin perfectă. 9. Cine cunoaște Tatăl, cunoaște această lumină, căci El este firmamentul veșnic ce o ține ocrotită, de-a pururi înălțată și bine ancorată. Puritatea ei desăvârșită nu depinde de vederea sau nevederea ei de pe pământ. Firmamentul o îmbrățișează și o ține cu blândețe în locul ei perfect, care este la fel de departe de pământ ca pământul de cer. Nu distanța și timpul țin steaua invizibilă de pe pământ, dar cei ce își caută idol nu pot să știe că steaua există. 10. Dincolo de toți idolii este gândul de tine pe care îl are Dumnezeu. Complet neafectat de tumultul și groaza lumii, de visele nașterii și morții care se visează aici, de miriadele de forme pe care le poate lua frica, total netulburat, gândul de tine pe care îl are Dumnezeu rămâne exact cum a fost mereu. Înconjurat de o liniște atât de deplină, încât niciun sunet de luptă nu se apropie nici de departe, el rămâne să se odihnească în certitudine și pace deplină. Aici se ține ocrotită singura ta realitate, complet inconștientă de toată lumea care venerează idol și nu știe de Dumnezeu. În certitudinea deplină a imuabilității și a odihnei lui în veșnica lui casă, gândul de tine pe care îl are Dumnezeu nu a părăsit niciodată mintea Creatorului Său, de care știe așa cum și Creatorul lui știe de existența lui. 11. Unde ar putea să fie gândul de tine pe care îl are Dumnezeu? Dacă nu acolo unde ești și tu, realitatea ta să fie oare un lucru separat de tine și într-o lume de care realitatea ta nu știe nimic? În afara ta nu este niciun firmament veșnic, nici o stea neschimbătoare și nici o realitate. Mintea Fiului Ceresc este în cer, căci acolo s-au unit mintea Tatălui și a Fiului într-o creație ce nu poate avea sfârșit. Nu ai două realități, ci numai una și nu poți fi conștient decât de una. Realitatea ta este fie un idol, fie gândul de tine pe care îl are Dumnezeu. Să nu uiți atunci că idolii trebuie să țină ascuns ce ești, nu de mintea lui Dumnezeu, ci de a ta. Steaua strălucește în continuare, firmamentul nu s-a schimbat nici când, dar tu, Fiul Sfânt al lui Dumnezeu însuși, ești inconștient de realitatea ta. Partea a patra, adevărul din spatele iluziilor. 1. Vei ataca precis ce nu te satisface și în felul acesta nu vei vedea că tu ai inventat lucrul respectiv. Te lupți întotdeauna cu niște iluzii, căci adevărul din spatele lor este atât de minunat și de liniștit în blândețea lui drăgostoasă, încât dacă ai fi conștient de el, ai uita total de defensivitate și te-ai repezi în îmbrățișarea lui. Adevărul nu poate fi atacat niciodată. Ai știut acest lucru când ai făcut idolii. I-ai făcut ca să uiți acest lucru. Nu ataci decât idei false, niciodată cele adevărate. Toți idolii sunt idei false pe care le-ai făcut să umpli golul care crezi că s-a ivit între tine și ce este adevărat și îi ataci din cauza lucrurilor pe care crezi că le reprezintă. Ce stă în spatele lor nu poate fi atacat.
2. Dumnezeii obositori și nesatisfăcători pe care i-ai făcut sunt jucării pentru copii gonflate. Copilul se sperie când dintr-o cutie închisă sare un omuleț de lemn sau când un ursuleț de pluș, silențios și moale, începe să piuie de îndată ce îl ia în mână. Regulile pe care le-a făcut pentru cutii și ursuleți i-au înșelat așteptările și l-au făcut să își piardă controlul asupra lucrurilor ce îl înconjoară. Și îl cuprinde teama, căci a crezut că regulile îl protejează. Iar acum trebuie să învețe că ursuleții și cutiile nu le-au indus în eroare, că nu au încălcat nicio regulă și că nu i-au transformat lumea în ceva haotic și nesigur. S-a înșelat. A înțeles greșit în ce i-a constat siguranța și a crezut că l-a părăsit. 3. Golul care nu există este umplut cu jucării de nenumărate forme și fiecare dintre ele pare să încalce regulile pe care i le-ai stabilit. Nu a fost nici când ce ai crezut și trebuie să pară că îți încalcă regulile siguranței din moment ce regulile au fost greșite. Dar tu nu ești în pericol. Poți să râzi de omuleți pe arcuri și de jucării biuitoare, după cum face și copilul care învață că nu prezintă un pericol pentru el. Dar cât timp îi place să se joace cu ele, continuă să perceapă că îi respectă regulile pe care le-a făcut pentru distracție. Așa că mai există reguli pe care pot să pară că le încalcă, deci pot să îl mai sperie, chiar să fie la discreția jucăriilor lui și pot ele să reprezinte o amenințare pentru el. 4. Realitatea respectă legile lui Dumnezeu, nu regulile stabilite de tine. Legile lui sunt cele care îți garantează siguranța. Toate iluziile pe care le crezi despre tine nu respectă nicio lege. Ele par să dănțuie un timp potrivit regulilor stabilite de tine, dar cad apoi și nu se mai pot ridica. Nu sunt decât niște jucării, copile, așa că nu plânge după ele. Dănțuitul lor nu ți-a adus bucurie niciodată, dar nu au fost nici lucruri care să te sperie, nici care să îți garanteze siguranța dacă îți respectau regulile. Ele nu trebuie nici îndrăgite, nici atacate, ci privite pur și simplu ca niște jucării de copii, fără niciun înțeles propriu. Vezi unul singur în ele și le vei vedea pe toate. Nu vedea niciunul și nu te vor atinge. 5. Aparențele înșală pentru că sunt aparențe și nu realitate. Nu stăruia asupra lor sub nicio formă, căci nu fac decât să umbrească realitatea și să stârnească frică pentru că ascund adevărul. Să nu ataci ce ai făurit, să te lași înșelat, căci așa dovedești că ai fost înșelat. Atacul are puterea să facă iluziile reale. Dar ce face nu este absolut nimic. Pe cine ar putea să umple de frică o putere care nu poate avea efecte reale? Ce ar putea să fie decât o iluzie care face totul să pară ca ea? Uită de calm la jucăriile ei și înțelege că sunt idoli ce dănțuie potrivit unor dorințe deșarte. Nu te închina lor, căci nu există. Dar și acest aspect este dat uitării în atac. Fiul lui Dumnezeu nu are nevoie de apărare împotriva viselor lui. Idolii lui nu îl amenință deloc. Singura lui greșeală este faptul că îi consideră reali. Puterea unor iluzii, oare ce poate să înfăptuiască? 6. Aparențele nu pot să înșele decât mintea care vrea să fie înșelată și poți face o simplă alegere care te va așeza de-a pururi cu mult deasupra înșelăciunii. Nu trebuie să te preocupe cum se va face, căci nu poți să înțelegi așa ceva, dar vei înțelege că s-au înfăptuit rapid niște schimbări grozave când vei decide un lucru foarte simplu, că nu vrei ce crezi că îți dau idolii, căci în felul acesta Fiul lui Dumnezeu declară că s-a eliberat de idoli, așa că este liber. 7. Mântuirea, chiar că este un paradox, ce ar putea să fie decât un vis fericit? Ea nu îți cere decât să ierți toate lucrurile pe care nu le-a săvârșit nimeni, să treci cu vederea ce nu există și să nu consideri irealul o realitate. Nu ți se cere decât să lași să se facă voia ta și să nu mai cauți ce nu vrei. Și ți se cere să te lași scăpa de toate visele la ce nu ai fost nici când și să nu mai încerci să înlocuiești voia lui Dumnezeu cu puterea dorințelor deșarte. 8.
Aici visul separării începe să piară și să dispară. Căci aici golul care nu există începe să fie perceput fără jucăriile groazei pe care le-ai făurit. Nu ți se cere mai mult de atât, bucură-te că mântuirea îți cere atât de puțin și nu atât de mult. Ea nu îți cere nimic în realitate și chiar și în iluzii nu îți cere decât să faci iertarea substitutul fricii. Iată singura regulă pentru a avea parte de vise fericite. Golul se golește de jucăriile fricii și irealitatea lui devine atunci evidentă. Visele nu își slujesc la nimic, iar Fiul lui Dumnezeu nu poate să aibă nevoie de ele. Ele nu îi oferă niciun lucru pe care și l-ar putea dori vreodată. Prin voia lui este izbăvit de iluzii și restabilit să fie doar ce e. Ce altceva ar putea să fie planul lui Dumnezeu pentru mântuirea lui decât un mijloc de a-l da lui însuși? Partea a cincea, singurul scop. 1. Lumea reală este starea mentală în care se vede că iertarea este singurul scop al lumii. Frica nu este obiectivul ei, căci debarasarea de vinovăție devine ținta ei. Valoarea iertării este percepută și ia locul idolilor, care nu mai sunt căutați, căci darurile lor nu mai sunt îndrăgite. Nu se stabilesc reguli întraiurea și nu îi se cer chiar nimănui, nici om, nici lucru, contorsiuni să se înscrie în visul fricii. În schimb, există dorința de a înțelege toate lucrurile create așa cum sunt de fapt. Și se mai recunoaște că toate lucrurile trebuie mai întâi iertate și apoi înțelese. 2. Aici se crede că înțelegerea se dobândește prin atac. Acolo se știe că înțelegerea se pierde prin atac. Nerozia goanei după vinovăție ca obiectiv se recunoaște pe deplin, iar idolii nu sunt doriți acolo, căci se înțelege că vinovăția este singura cauză a oricărei forme de durere. Nimeni nu este ispitit de atracția ei vană, căci suferința și moartea au fost percepute ca lucruri nedorite și nerâvnite. S-a sesizat și s-a primit cu bucurie posibilitatea libertății și se poate înțelege acum mijlocul prin care poate fi dobândită. Lumea devine un tărâm al speranței, pentru că singurul ei scop este acela de a fi un loc în care se poate împlini speranța fericirii și nimeni nu stă în afara acestei speranțe, pentru că lumea s-a unit în convingerea că scopul lumii este unul pe care trebuie să îl împărtășească toți, dacă vor ca speranța să fie mai mult decât un simplu vis. 3. Cerul nu este încă tocmai amintit că scopul iertării se menține, dar toți sunt siguri că vor trece de iertare și că rămâne fiecare doar până ce se va desăvârși în el. Nu își dorește altceva și s-a lepădat de frică, fiindcă s-a unit în scop cu sine însuși. Există în el o speranță a fericirii atât de sigură și de constantă încât de-abia mai poate sta un pic să aștepte cu picioarele atingând încă pământul, dar este bucuros să mai aștepte până își dau mână cu mână toți și inimile toate sunt gata pregătite să se înalțe să plece cu el, căci așa va fi el pregătit pentru pasul prin care toată iertarea este lăsată în urmă. 4. Pasul final al lui Dumnezeu, căci numai Dumnezeu a putut să creeze un fiu perfect și să își împartă cu el paternitatea, nimeni din afara cerului nu știe cum este posibil, căci înțelegerea acestui lucru este cerul însuși. Chiar și lumea reală are un scop mai prejos de creație și veșnicie, dar frica a dispărut, că scopul ei este iertarea, nu idolatria. Și fiul cerului este astfel pregătit să fie el și să își aducă aminte că fiul lui Dumnezeu știe tot ce înțelege tatălui și că înțelege totul la perfecție cu el. 5. Lumea reală nu ajunge totuși să atingă acest scop, căci acesta este scopul lui Dumnezeu însuși, numai al lui și totuși complet împărtășit și perfect îndeplinit. Lumea reală este o stare în care mintea a învățat cât de ușor pleacă idolii când mai sunt percepuți, dar nu mai sunt doriți, cât de bucuroasă se poate lepăda de ei mintea când a înțeles că idolii nu sunt nimic și nicăieri și că nu au niciun scop. Căci numai atunci poate vedea că vinovăția și păcatul nu au niciun scop, nici înțeles. 6. Ajungi să conștientizezi scopul lumii reale, adus cu blândețe în conștiința ta să înlocuiască obiectivul păcatului și al vinovăției. Și tot ce a stat între imaginea ta de sine și ce ești, iertarea îndepărtează într-o veselie. Dumnezeu însă nu este nevoit să își recreeze fiul,
ca să îi se restituie ce e al lui. Golul dintre fratele tău și tine nu a existat nicicând. Și ce a cunoscut în momentul creației Fiului Dumnezeu trebuie să cunoască din nou. 7. Când frații se unesc în vederea unui singur scop în lumea fricii, ei stau deja la marginea lumii reale. Poate că mai privesc înapoi și cred că văd un idol pe care îl vor, dar făgașul lor se îndreaptă cu siguranță dinspre idol spre realitate, căci în clipa în care s-au luat de mână, l-au luat de mână pe Hristos și îl vor privi pe cel pe care îl țin de mână, vor privi fața lui Hristos, înainte de a-și reaminti Tatăl, căci el trebuie să rămână neamintit până îi ajunge Fiul, dincolo de iertare la iubirea lui Dumnezeu, dar mai întâi se acceptă iubirea lui Hristos și apoi va veni cunoașterea că ei sunt una. 8. Cât de lesne și de lejer este pasul peste granițele înguste ale lumii fricii odată ce ai recunoscut pe cine ții de mână. În mâna ta este tot ce îți trebuie să te îndepărtezi de frică, cu deplină încredere și pentru totdeauna. Să mergi drept înainte și să ajungi rapid la poarta cerului însuși, căci cel pe care îl ții de mână nu a așteptat decât să-i te alături, iar acum că ai venit, oare crezi că va întârzia să îți arate calea pe care trebuie să meargă cu tine? Binecuvântarea lui se oprește asupra ta cu aceeași certitudine cu care are și el asupra lui iubirea tatălui. Recunoștința lui față de tine îți depășește înțelegerea, căci i-ai permis să se ridice din lanțuri și să meargă cu tine la oaltă la casa tatălui său. 9. Acum o ură străveche părăsește lumea și odată cu ea pleacă toată dușmania și frica. Să nu te mai uiți înapoi, căci ce îți stă înainte este tot ce ai vrut să ai în inimă vreodată. Renunță la lume, dar nu ca sacrificiu. Nu ai vrut-o niciodată. Ce fericire căutată aici nu ți-a adus durere, ce moment de tihnă nu te-a costat o sumă îngrozitoare în arginții suferinței. Bucuria nu costă, este dreptul tău sacru. Iar ce se plătește nu este fericire, să îți iuțească pașii onestitatea și nu lăsa experiențele tale de aici să te amăgească retrospectiv. Nu a fost lipsită de un cost amar și de consecințele triste. 10. Să nu privești înapoi decât onest. Iar când te ispitește un idol, gândește-te la lucrul următor. Nu a existat clipă în care să fi primit de la un idol altceva decât darul vinovăției. Nu a existat unul care să nu fi fost procurat cu prețul durerii, un preț neplătit niciodată numai de tine. Fii deci milostiv cu fratele tău și să nu alegi un idol în mod necugetat, amintindu-ți că fratele tău va plăti prețul odată cu tine. Căci îl vei face să întârzie când te uiți înapoi și nu îl vei percepe pe cel ce te ține drăgostos de mână. Privești înainte, așadar, și mergi cu încredere, cu o inimă voioasă ce bate de speranță și nu zvâcnește de frică. 11. Voia lui Dumnezeu stă de-a pururi în cei ce și-au dat mână cu mână. Până nu au făcut-o, au crezut că el le este dușman. Dar când s-au unit și au împărtășit un singur scop, au fost liberi să învețe că voia lor este una singură. Așa ajung să conștientizeze voia lui Dumnezeu și nu pot să uite prea mult timp că voia lui nu este decât a lor. Partea a șasea, justificarea iertării. Mânia nu se justifică niciodată. Atacul nu are temelie. Aici începe și se va încheia eliberarea de toată frica. Aici se dă lumea reală în schimbul viselor de groază, căci pe asta se reazămă iertarea și nu este decât firesc. Nu ți se cere să ierți acolo unde s-ar cuveni și s-ar justifica să ataci. Căci ar însemna să ierți un păcat trecând cu vederea ce s-a petrecut de fapt. Nu asta înseamnă să ierți, căci presupune că, reacționând într-un mod nejustificat, iertarea pe care o ofer va deveni răspunsul la atacul săvârșit. Așa că, acordându-se unde nu se cuvine, iertarea este o reacție necorespunzătoare. 2. Iertarea se justifică întotdeauna. Ea are o temerie sigură. Nu ierți ce este de neiertat, nici nu treci cu vederea un atac real care cere pedeapsă. Mântuirea nu constă în a-ți cere să ai reacții nefirești ce nu corespund la ce este real. În schimb, îți cere să reacționezi corespunzător la ce este ireal.
nepercepând ce nu s-a petrecut deloc. Dacă iertarea nu s-ar justifica, ți s-ar cere să îți sacrifici drepturile când replici la atac cu iertare. Dar nu ți se cere decât să vezi iertarea ca reacția firească la durerea ce stă pe o eroare și cere astfel ajutor. Iertarea este singura reacție sănătoasă. Ea împiedică sacrificarea drepturilor tale. 3. Înțelegerea aceasta este singura schimbare care lasă să se ivească lumea reală, să ia locul viselor de groază. Frica se poate stârni numai dacă atacul este justificat. Iar dacă acesta ar avea o temelie reală, iertarea lui nu ar avea niciuna. Vei atinge lumea reală când vei percepe că baza iertării este cât se poate de reală și de justificată. Cât timp o consideri un dar neîntemeiat, ea trebuie să susțină vinovăția pe care vrei să o ierți. Iertarea nejustificată este un atac și este tot ce poate da vreodată lumea. Ea iartă păcătoșii uneori, dar rămâne conștientă că au păcătuit, așa că nu merită iertarea pe care l-o dă ea. 4. Aceasta este falsa iertare pe care o folosește lumea să țină vie senzația de păcat. Și recunoscând că Dumnezeu este drept, pare imposibil ca iertarea lui să poată fi reală, așa că frica de Dumnezeu este rezultatul sigur al iertării considerate nemeritate. Niciunul dintre cei ce se consideră vinovați nu poate evita frica de Dumnezeu, dar este mântuit de această dilemă dacă poate să ierte. Mintea trebuie să își conceapă Creatorul după cum se vede pe ea. Dacă poți vedea că fratele tău merită să fie iertat, ai învățat că iertarea este dreptul tău la fel de mult ca al lui. Și nu vei crede că Dumnezeu îți pregătește o judecată îngrozitoare pe care fratele tău nu o merită, căci este adevărat că nu poți merita nici mai mult, dar nici mai puțin decât el. 5. Iertarea pe care o recunoști ca meritată va vindeca. Ea dă miracolului puterea de a trece iluziile cu vederea, așa că înveți că trebuie să fii iertat și tu. Nu pot exista aparențe care să nu poată fi trecute cu vederea, căci dacă ar exista, ar trebui să existe mai întâi păcate care să fie de neiertat. Ar exista o greșeală care ar fi mai mult de o eroare, o formă specială de greșeală care rămâne inalterabilă, veșnică, imposibil de corectat sau de lepădat. Ar exista o eroare care a avut puterea să desfacă creația și să facă o lume capabilă, să o înlocuiască și să distrugă voia lui Dumnezeu. Numai dacă așa ceva ar fi posibil, ar putea să existe niște aparențe capabile să reziste la miracol și să nu fie vindecate de el. 6. Nu există dovadă mai sigură că durești idolatria decât convingerea că există unele forme de boală și de nevoioșie pe care iertarea nu le poate vindeca. Asta înseamnă că preferi să păstrezi un idol și nu ești pregătit încă să te lepezi de toți idolii. Așa că socotești că unele aparențe sunt reale și nici de cum aparențe. Să nu te amăgești în privința înțelesului pe care îl are convingerea fermă că unele aparențe sunt mai greu de trecut cu vederea decât altele. Ea înseamnă întotdeauna că, în opinia ta, iertarea trebuie să fie limitată și că ți-ai ales ca obiectiv o iertare parțială și o limitată debarasare de vinovăție. Ce ar putea să fie asta decât o falsă iertare a ta și a tuturor celor ce par separați de tine? 7. Trebuie să fie adevărat că miracolul poate să vindece toate formele de boală sau nu poate să vindece deloc. Scopul lui nu poate fi să judece care forme sunt reale și care aparențe sunt adevărate. Dacă trebuie să rămână în afara vindecării până și o singură aparență, o singură iluzie, trebuie să facă parte din adevăr. Și nu poți scăpa de toată vinovăția, ci numai de o parte. Pe Fiul lui Dumnezeu trebuie să îl ierți în întregime, căci altfel îți vei păstra o imagine de sine care nu este întreagă și te vei teme în continuare să te uiți înăuntru și să îți găsești acolo debarasarea de fiecare idol. Mântuirea se bazează pe credința că nu pot să existe unele forme de vinovăție pe care să nu le poți ierta, așa că nu pot să existe nici aparențe care să fie înlocuit adevărul despre Fiul lui Dumnezeu. 8.
Privește-ți fratele dispus să îl vezi așa cum e și nu ține nicio parte din el în afara sentimentului că ești dispus să se vindece. A vindeca înseamnă a întregi, iar ce este întreg nu poate avea părți absente care s-au ținut în afară. Iertarea se bazează pe recunoașterea acestui lucru și pe bucuria că nu pot să existe unele forme de boală pe care miracolul nu are puterea să le vindece. 9. Fiul lui Dumnezeu ori este perfect, ori nu poate să fie Fiul lui Dumnezeu și nu îl vei cunoaște dacă ești de părere că nu merită să se debaraseze de vinovăție cu toate consecințele și formele ei. Nu te poți gândi la el decât în felul acesta, dacă vrei să cunoști adevărul despre tine însuți. Îți mulțumesc, Tată, pentru Fiul tău perfect, în a cărui slavă mi-o voi vedea pe a mea. Iată afirmația voioasă că nu există forme de rău care să poată înfrânge voia lui Dumnezeu, admiterea bucuroasă a faptului că vinovăția nu a reușit prin dorința ta de a face iluziile reale. Și ce altceva este asta decât o simplă enunțare a adevărului? 10. Privește-ți fratele cu această speranță în tine și vei înțelege că nu este posibil să facă o greșeală care să schimbe adevărul din el. Nu este greu să treci cu vederea erorile care nu au primit efecte. Dar ce vezi că are puterea să facă un idol din Fiul lui Dumnezeu nu vei ierta, căci el a devenit pentru tine un chip cioplit și un semn al morții. Acesta este mântuitorul tău, oare greșește tatăl sau în privința fiului său? Sau te-ai înșelat tu cu privire la cel ce ți-a fost dat să îl vindeci spre mântuirea și izbăvirea ta? Cartea 7-a, 9-a interpretare. 1. Să fi lăsat Dumnezeu înțelesul lumii la interpretarea ta, dacă a făcut-o, ea nu are înțeles, căci nu este posibil ca înțelesul să se schimbe constant și să fie adevărat însă. Spiritul Sfânt consideră că lumea are un singur scop stabilit, imuabil, și nicio situație nu îi poate afecta obiectivul, ci trebuie să fie în acord cu el, căci numai dacă i s-ar putea schimba obiectivul cu fiecare situație în parte, ar putea să fie expusă fiecare la o altă interpretare, de fiecare dată când te gândești la ea. Adaugi un element la scenariul pe care îl scrii pentru fiecare minut al zilei și tot ce se întâmplă acum înseamnă altceva. Scoți un alt element și fiecare înțeles se modifică în consecință. 2. Ce altceva reflectă scenariile tale decât planurile tale pentru ce ar trebui să fie ziua respectivă? Și așa judeci dezastrul și succesul, progresul și regresul, câștigul și pierderea. Toate aceste judecăți se fac potrivit rolurilor atribuite de scenariu. Faptul că nu au înțeles în sine este demonstrat de ușurința cu care se schimbă aceste etichete odată cu venirea altor judecăți, bazate pe alte aspecte ale experienței respective. Și atunci, privind înapoi, crezi că vezi un alt înțeles în cele petrecute mai înainte. Ce altceva ai făcut de fapt decât să arăți că nu au avut niciun înțeles? Dar le-ai atribuit un înțeles în lumina unor obiective ce se schimbă. Fiecare înțeles modificându-se odată cu schimbarea obiectivelor. 3. Numai un scop constant poate conferi întâmplător un înțeles stabil, dar trebuie să le acorde un singur înțeles la toate. Dacă li se atribuie înțelesuri diferite, precis vor reflecta doar scopuri diferite și acesta este tot înțelesul pe care îl au. Poate acesta să fie un înțeles? Poate confuzia să fie ce înseamnă înțelesul? Percepția nu poate să fie într-un flux constant și să permită undeva stabilitatea înțelesului. Frica este o judecată de-a pururi nejustificată. Prezența ei nu are alt înțeles decât să îți arate că ai scris un scenariu înfricoșător și că în consecință ești cuprins de frică. Dar nu pentru că lucrul de care ți-e frică ar avea un înțeles înfricoșător în sine. 4. Un scop comun este singurul mijloc prin care se poate stabiliza percepția și se poate da o singură interpretare lumii și tuturor experiențelor de aici. În acest scop împărtășit există o singură judecată împărtășită de toți și toate câte vezi. Nu trebuie să judeci căci ai învățat că s-a dat un singur înțeles tuturor lucrurilor și te bucuri să îl vezi peste tot. El nu poate schimba pentru că îl percep peste tot neschimbat de împrejurări, așa că
Îl oferi tuturor întâmplător și le lași să îți ofere stabilitate. 5. Iată în ce constă debarasarea de judecată. Toate lucrurile nu au decât un scop pe care îl împărtășești cu toată lumea și nimic în lume nu îi poate fi opus că ce aparține tuturor lucrurilor, după cum îți aparține și ție. Scopul unic pune capăt tuturor ideilor de sacrificiu care trebuie să presupună un scop diferit pentru cel ce câștigă și cel ce pierde. În afara acestei idei, conceptul de sacrificiu nu poate să existe și tocmai ideea de obiective diferite face percepția să fluctueze și înțelesul să se schimbe. Într-un obiectiv unit, așa ceva devine imposibil, căci acordul tău face interpretarea stabilă și durabilă. 6. Cum se poate stabili comunicarea cât timp simbolurile folosite înseamnă lucruri diferite? Obiectivul Spiritului Sfânt dă o singură interpretare cu același înțeles pentru tine și fratele tău. Așa poți să comunici cu el și el cu tine. Cu simboluri pe care le puteți înțelege amândoi se pune capăt sacrificării înțelesului. Toate sacrificiile duc la pierderea capacității tale de a vedea legături între întâmplări și atunci, văzute separat, nu au niciun înțeles. Când nu există nicio lumină cu ajutorul căreia să poată fi văzute și înțelese, ele nu au scop și rostul pe care îl au nu poate fi văzut. În orice gând al pierderii nu există niciun înțeles, nimeni nu a căzut de acord cu tine în privința înțelesului acestuia. Este doar o parte a unui scenariu distorsionat care nu poate fi interpretat cu noimă și trebuie să fie de-a purul neinteligibil. Asta nu este comunicare. Visele tale întunecate nu sunt decât scenariile izolate și lipsite de sens pe care le scrii în somn. Nu căuta înțelesul în vise separate. Numai visele de iertare pot fi împărtășite. Ele înseamnă același lucru pentru voi amândoi. 7. Nu interpreta din solitudine, că ce vezi nu înseamnă nimic, ce reprezintă va fluctua și vei crede că lumea este un loc incert, în care ești în pericol și în incertitudine la tot pasul. Numai interpretărilor tale le lipsește stabilitatea, căci nu sunt aliniate cu ce ești de fapt. Starea aceasta pare atât de periculoasă încât trebuie să-ți stârnească frică. Nu continua în felul acesta, fratele meu. Avem un singur interpret. Și prin întrebuințarea pe care o dă el simbolurilor, suntem uniți ca să însemne același lucru pentru noi toți. Limba noastră comună ne permite să le vorbim tuturor fraților noștri și să înțelegem odată cu ei că ni s-a dat iertare tuturor și că putem de aceea să comunicăm din nou. Partea 8-a, realitatea neschimbătoare. 1. Aparențele înșală, dar pot fi schimbate. Realitatea este neschimbătoare. Ea nu înșală absolut deloc. Și ești înșelat dacă nu izbutești să vezi dincolo de aparențe, căci tot ce vezi se va schimba și totuși adineauri ai crezut că este real, iar acum crezi din nou că este real. În felul acesta, realitatea este redusă la forma susceptibilă de schimbare. Realitatea este neschimbătoare, tocmai asta o face reală și o ține separată de toate aparențele. Ca să fie ea, trebuie să depășească toată forma, nu poate să se schimbe. 2. Miracolul este mijlocul de a demonstra că toate aparențele se pot schimba din cauza că sunt aparențe și nu pot avea imobilitatea pe care o presupune realitatea. Miracolul atestă mântuirea de aparențe arătând că se pot schimba. Fratele tău are în el o imobilitate mai presus de aparență și de înșelăciune deopotrivă. Aceasta este umbrită de modul schimbător în care îl vezi și pe care îl iei drept realitatea lui. Visul fericit despre el ia forma aparenței sănătății lui desăvârșite, a libertății lui desăvârșite de toate formele de lipsă și a siguranței lui de toate genurile de dezastru. Miracolul este dovada faptului că nu este legat de pierdere sau suferință sub nicio formă, pentru că aceasta se poate schimba atât de ușor. Lucrul acesta demonstrează că nu a fost reală niciodată și că nu poate proveni din realitatea lui, căci aceea este neschimbătoare și nu are efecte pe care le-ar putea modifica vreodată ceva din cer sau de pe pământ. Dar aparențele se arată că sunt ireale pentru că se schimbă. 3. Ce altceva este ispita decât dorința de a face iluziile reale? Ea nu
pare a fi dorința de a nu exista nicio realitate. Dar este o afirmație că unele forme de idole au o puternică atracție care îi face mai irezistibil decât cei ce nu vrei să aibă realitate. Ispita așadar nu este mai mult decât atât. O rugăciune ca miracolul să nu se atingă de unele vise, ci să le țină în realitatea obscură și să le dea realitate în schimb. Iar cerul nu răspunde la această rugăciune și nici ție nu ți se poate da un miracol să vindeci aparențele care nu îți plac. Tu ai pus limite. Ce cer chiar ți se dă, dar nu de către Dumnezeu, care nu știe de limite. Tu te-ai limitat singur. 4. Realitatea este neschimbătoare. Miracolele nu fac decât să îți arate că ce ai pus între realitate și conștiința ta este ireal și nu constituie o piedică. Prețul convingerii că trebuie să existe unele aparențe de neschimbat este acela că miracolul nu poate veni cu consecvență de la tine când ai cerut să îi se refuze puterea de a vindeca toate visele. Nu există miracol pe care să nu îl poți avea când dorești vindecare, dar nu există miracol care să ți se poată da dacă nu o vrei. Alege ce vrei să vindeci și celui ce dă toate miracolele nu i s-a dat libertatea de a-și acorda darurile Fiului lui Dumnezeu. Când Fiul cade în ispită, el neagă realitatea și devine robul voluntar al lucrului pe care l-a ales în schimb. 5. Din cauza că realitatea este neschimbătoare, există deja un miracol care să vindece toate lucrurile schimbătoare și să ți le ofere, să le vezi într-o formă fericită, lipsită de frică. Ți se va da ca să îți vezi fratele astfel, dar nu cât timp vrei să fie astfel în unele privințe, căci ar însemna că nu vrei să fie vindecat și întreg. Hristosul din el este perfect. Asta vrei să vezi? Să nu existe atunci vise despre el pe care preferi să le vezi în schimb și vei vedea Hristosul din el pentru că l-ai lăsat să vină la tine, iar când ți se va arăta, vei fi sigur că ești ca el, căci el este ce este neschimbător în fratele tău și în tine. 6. Iată ce vei vedea când vei decide că nu vrei să ții nicio aparență în loc de ce este fratele tău cu adevărat. Nu lăsa ispita de a prefera un vis să lase să pătrundă aici incertitudinea. Să nu te simți vinovat și înspăimântat când te ispitește un vis despre ce este el. Dar să nu îi dai puterea să înlocuiască ce este neschimbător în el în felul în care îl vezi. Nu este aparență falsă care să nu se stingă dacă ceri un miracol în schimb. Nu este durere de care să nu scape dacă îl vrei doar ce este el. De ce te-ai teme să vezi Hristosul din el? În ce vezi, te vezi pe tine însuți. Prin vindecarea lui, scapi de vinovăție, căci felul în care îți apare el este felul în care îți apari ție însuți.